În timp ce în Israel se desfășoară vizite ale mai multor oficiali europeni și este așteptată venirea președintelui american Joe Biden, Iranul face noi amenințări voalate. Teheranul susține că trebuie să apere poporul palestinian împotriva crimelor de război și că Tel Avivul va suporta consecințele în cazul unei invazii terestre în fâșia Gaza. ما به نیروهای مقاومت در منطقه دستور نمیدهیم. اونها خود رأساً تصمیم میگیرند و رأساً اقدام میکنند. زمان به شدت رو به پایان است. اگر تداوم جنایات جنگی علیه مردم بیگناه غزه متوقف نشود و فوراً توقف این جنایات رو جهان شاهد نباشد، جبهه‌های جدید گشوده خواهد شد و اجتناب ناپذیر خواهد بود. Iranul, prin vocea ministrului de externe Hossein Amir Abdollahian, a avertizat în mod repetat că o invazie la sol a fâșiei Gaza ar genera un răspuns din partea altor entități, stârnind temeri în legătură cu un conflict regional. Specialiștii susțin însă că, indiferent de ce s-ar întâmpla, Teheranul nu se va implica în acest conflict. Este greu de crezut că Iranul se va implica militar, pentru că în felul acesta Iranul ar declanșa un alt teatru de operații al Statelor Unite. Statele Unite la ora actuală nu sunt angajate militar în nicio zonă, în mod direct. Teatrele de operații din Irak, din Afganistan au fost închise. Ministrul de externe de la Teheran a spus că Iranul nu sprijină extinderea conflictului, dar este posibil ca țara sa să se implice, deoarece nicio parte nu poate rămâne indiferentă față de situația în curs. Pe această cale, Iranul a salutat atacurile militanților Hamas, dar a insistat că nu are nicio implicare în acestea. O implicare directă alături de Hamas pentru a sprijini militar Hamasul ar fi un gest suicidal pentru Iran. De asta credem că acest conflict va rămâne un conflict local, nu va fi nici măcar un conflict regional și nici de cum nu vom asista la internaționalizarea acestui conflict.